Astăzi, la Muzeul Municipal din Deji a fost inaugurată o expoziție de pictură de primăvară intitulată Un zâmbet, o floare. Realizată în colaborare cu Cercul Metodic al Profesorilor de Arte Plastice din oraș, expoziția va fi deschisă publicului până pe data de 12 martie. Astăzi, la Muzeul Municipal din Deji, la ora 14, se va deschide o expoziție intitulată de noi Un zâmbet, o floare. Această expoziție a fost realizată în colaborare cu Cercul Metodic al Profesorilor de Arte Plastice, de desen, din școlile de gene. La această expoziție de primăvară am dorit să fie un vernisaj al copiilor unde să își expună cele mai frumoase lucrări după o selecție a domnilor profesori din școlile de gene. Deci din fiecare școală de geană a avut loc o selecție internă, apoi cele mai frumoase lucrări au venit și sunt expuse pe simezele muzeului. Expoziția va fi deschisă publicului până în 12 martie 2010. Dacă la ultima ediție a acestei expoziții au fost expuse mai multe lucrări din partea preșcolarilor, în acest an vernisajul s-a adresat în special elevilor din clasele 5-8. La parterul muzeului se află și expoziția Mărțișoare și Felicitări, organizată în colaborare cu școlile din municipiul Deji și din împrejurim. Toate lucrările sunt lucrări extraordinare, sunt lucrări frumoase. Este o încercare pentru elevii noștri să realizeze un asemenea vernisaj, deoarece educația artistică, educația plastică este importantă în viața fiecăruia dintre noi. Dacă în luna aprilie, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, Muzeul Municipal Deji va găzdui o expoziție iconografică, în luna mai aici va fi organizat un eveniment artistic datorat integrării României în Uniunea Europeană.